Tocmai toate bisericile din municipiul Giurdu au fost luate cu asalt de giurduvenii care au venit la biserică să aprindă o lumânare în memoria celor dragi și de asemenea să asiste la slujba oficiată de preoții care sărbătoresc astăzi ziua Sfântului Dumitru. În credința populară, anul este de fapt împărțit în două anotimpuri, vara și iarna. Dacă Sfântul Gheorghe încheie iarna și înfrunzește întreaga natură, Sfântul Dumitru desfrunzește codrul și usucă toată vegetația. Pentru a fi sănătoși tot anul, tradiția spune că este bine ca în ajunul sărbătorii de astăzi, copiii și tinerii trebuie să aprindă un foc menit să alunge spiritele rele. Pentru că este considerat și patronul spiritual al ciobanilor tot în această zi de Sfântul Dumitru, oamenii de pe câmpuri află dacă iarna va fi grea sau ușoară. Cum sărbătoriți de ziua Sfântului Dumitru? Cum sărbătorim la biserică. La fiecare sărbătoare sunt prezent? La fiecare sărbătoare sunt prezent. Aveți membri în familie care poartă acest nume? Da. Nu, cu Dumitru nu. Ce transmiteți totuși? Sănătate și tot ce-și doresc. La biserică și acasă, la mărăciuni. Cu fast și cu bucurie și cu ne gândim la bunul Dumnezeu să ne ajute, să... Aveți sărbătoriți în familie care poartă? Nu. Venim la biserică că e ziua asta mare și... Ce le transmiteți totuși celor care poartă acest nume? Sănătate, la mulți ani, tot ce-și doresc. Sărbătorim întâi la biserică și pe urmă acasă. Aveți sărbătoriți în familie? Nu, am tata care mi-a decedat cu mult timp în urmă și o să merg și la cimitir și... Ce transmiteți totuși celor care poartă acest nume? Celor dragi și celor care poartă acest nume, la mulți ani, sănătate, să dea Dumnezeu să trecem cu bine peste perioada asta care e foarte grea pentru toată lumea. Am venit la biserică și puțin s-a aprins niște lumână și doar atât. Aveți sărbătoriți în familie? Da, din păcate, unchiul meu a decedat și purta numele acestui Sfânt Dumitru. Ce le transmiteți totuși celor care poartă acest nume? Cred că sănătatea este singurul lucru care e cel mai de preț. La biserică, bine sănătoși și cu credință. Ce mesaj aveți pentru cei care poartă numele Sfântului Dumitru? Să le fie bine, să fie sănătoși. Să le dea Dumnezeu sănătate și numai bine și tot ce gândește să le ajute bunul Dumnezeu. Se spune că dacă în ziua Sfântului Dumitru vremea este mohorâtă, iarna va fi bună. Iar dacă ziua va fi însorită, toamna se anunță lungă și frumoasă. Conform tradițiilor vlășcene, gospodinele împart astăzi celor sărmani grâu fiert cu unt și lapte, colivă și colaci.